Cu minimul pe economie pe fluturaș, angajații Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj au încuiat birourile și au coborât în fața unității. Oamenii spun că nu mai fac față cheltuielilor și cer o mărire de salariu. La nivel de Minister al Tineretului și Sportului, toate direcțiile de județene, tineri și sport și cluburile sportive ale Ministerului protestează între orele 10 și 13 în legătură cu salariile care au rămas foarte, foarte mici. Protestăm deoarece avem salariile foarte mici. Au rămas la nivelul anului 2005-2007, de atunci noi nu am avut nici măcar o mărire și sunt foarte mici în comparație cu profesorii din învățământ, cu colegii noștri de la cluburile celelalte ale Ministerului. Conducerea clubului sportiv Pandurii a fost și este alături de colegii care antrenează sportivii de top din Gorj. Pentru că fac parte din administrație, dar îi înțeleg și sunt alături de ei pentru că și eu am la fel un salariu foarte mic și am rămas cu cele mai mici salarii din sistemul bugetar din România. Greva a avut loc la nivel național, mai mulți angajați fiind nemulțumiți de condițiile mizere de salarizare.